Carnea de mici cu probleme se pare că ar proveni de la o măcelărie din județul Neamț și ar fi fost trimisă în urmă cu 2 luni la depozitul central al rețelei de magazine din județul Prahova. Ne-am deplasat la cele 2 magazine aparținând de Kaufland, de la Piatra Neamț și la Roman, și am verificat carnea de mici de pasăre, Delicia, provenită de la depozitul din Prahova și cu suspiciunea de salmonelă. Am găsit cantitatea de 14 kg de carne în cele 2 magazine aparținând de Kaufland și s-au pus sub sechestru sanitar veterinar. În urma primirii rezultatelor de la analizele care vor veni de la Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară de la București, transmise de către DSVSA Prahova, vom lua măsurile necesare. Carnea infestată a fost descoperită în urma analizelor obișnuite efectuate de inspectorii sanitari veterinari la depozitul din Prahova. Ei au făcut la depozitul lor central, Direcția Sanitar Veterinară prin Laboratorul Sanitar Veterinar, au făcut analize la lotul de carne. Și acolo s-au creat suspiciunea de salmonelă. Pentru tipizare se trimite la Institutul de Igienă Sanitate Publică Veterinară București. Sursa exactă a infestării micilor se va lămuri în cel mult 2-3 zile, când vor sosi rezultatele analizelor ce urmează a fi efectuate într-un laborator din capitală.